După 90, când am început această bătălie de a recupera Conacul, de a face acolo o casă memorială, am scotocit și am umblat în foarte multe arhive și am găsit în arhiva de la Vaslui că a avut la un moment dat un proces cu un localnic de acolo pentru o bucată de pădure. Deci el pretindea că e bucata lui, celălalt pretindea că e bucata lui și s-a judecat. Și a pierdut procesul. Și am găsit actul în care i s-a dat dreptate țăranului și el, pentru că l-a pus în situația de a se judeca, i-a dat exact aceeași bucată de pădure în plus din pădurea lui. Deci, peste ce a câștigat el în proces, i-a mai donat aceeași. aceeași Bucată de pădure, recunoscând că el a greșit. Avea o personalitate foarte complexă. Putea să fie și blând și aspru, putea să fie foarte cordial și distant, și trecerea era destul de rapidă. Avea o, o gândire coerentă. Avea o, un fel de a și un temperament pedant. În acțiune era foarte eficace, rapid. Și fără tergiversări, nu suporta, am mai spus, nu suporta minciuna. Dacă vrei să intri în conflict cu el, te, bea, te prindea imediat și era catastrofă. M-am spus că nu a fost un bunic permisiv și ca să vă dau un exemplu m-a suit pe cal de foarte mică, de la 5 ani și am călărit întâi ponei și pormă cai mai mari și la o zi a mea mi-a făcut cadou pentru că trecusem de pe ponei aveam un ponei negru țăndărică, trecusem pe o iapă albă mi-a cumpărat de ziua mea o pereche de cizme roșii până la genunchi și ori, o șea roșie. Erau splendide de, de piele, bineînțeles. Și eu am vrut să merg la, să mă laud. Iapa era albă și era roșie, cizmele erau roșii. Am plecat la un preot de la Armășeni. Mă... Aveam un băiat care era un pic mai mare ca mine să mă laud eu cu iapa și cu... Atunci, acum nu mai e, atunci ca să treci, treceai peste niște dealuri la armășeni, era o uh, carieră de nisip la baza dealului. Și ca ei ăștia care sunt pur sânge, nu trebuie să treci pe, pe, lângă nisip, că să te aruncă din sea, să așează jos și să te în nisip. Și eu m-am foit până ar să mă vadă toată lumea, și păcat, și cu cizmele mele, și cu șaua roșie. Și după aceea, după ce m-a admirat toată lumea, am mers spre casă, dar entuziasem și atunci am scurtat drumul și am trecut pe lângă cariera aceea de nisip. Bineînțeles, ea m-a aruncat jos, s-a pus pe spate și a început să tobălească și a făcut praf jau. Nu mai. Am venit cu ea de dârloși plângând. A sărit bunica mea. Lasă că nu-i nimic, că altă. Și a, nu, nu -a mai cum. A, imediat m-a întrebat. Tu n-ai știi că n-ai voie să mergi cu caia ăștia pur sânge pe lângă nisip, că să aștia. perfect. De ce te-ai dus pe acolo? Și a, în niciun caz nu mi-a mai cumpărat, nu numai mai dar mi luat și cizmele, că a zis că dacă n-am și au nu mai are rost cu cizmele și mi mi-a luat și cizmele. Și n-am mai văzut niciodată. Nici șaua, nici cizmele. Am avut, ca să vedeți cât de riguros era, am mai avut încă o întâmplare. Deci, el primea presa și anumite cărți și Veneau cu poșta prin gara Băcești, deci veneau cu trenul Și din când în când se mergea la gara să se ridice aceste publicații Și odată m-a trimis pe mine Și în general se mergea cu șareta pentru că nu era nimic greu Nu trebuia luat docarul sau mașina, ci mergea cu șareta Și m-a trimis odată să plec și la conac nu era calul respectiv care mergea pe șaretă, ci era un cal de tracțiune. O, o iapă, izbândă o chema. Și e drept că uh, cel de la graj a înhămat iapa la șaretă. I-am văzut că a înhămat iapa la șaretă, dar am zis că merge. Știam că nu prea trebuia, că trebuia un cal mai mic. Și bineînțeles că am plecat într-o vijelie la gară și la un moment dat a început să-și chioapete. Și am luat-o de m-am întors înapoi, ea a scăpătat în ce în ce mai mare, fiind că de tracțiune, n-a încăpat între hulube și a lovit tendonul din spate la unul din picioare și și-a fracturat tendonul. He, am venit cu ea înapoi acasă. El a venit, s-a uitat la ea, a zis că e, se pare că e tendonul rupt, a trimis după. aveam un ă, veterinar de la Român, a trimis după veterinar, a venit veterinar. a spus că, da, într-adevăr, e rupt asta, pentru un cal este. Imposibil să-l mai folosești decât dacă foarte greu să pune gips, să suspendă calul. Să... Era o complicație întreagă. Și l-am văzut că s-a dus și și-a luat o pușcă. Și zic, ce? Și ce, calul trebuie sacrificat, nu mai. Vai, de mine. În genunchi m-am aruncat. Să nu împuște calul, că nu se poate, că și ești de vină indiferent că prostul ăsta ți-a înrămat calul greșit Tu, tu ai știut că calul ăsta nu putea să tragă o șaretă Era, parcă n-avea nimic în spate, era cal de tracțiune Era prea mare calul Și, în fine, normal, am început o tocmeală Ce să facă să nu îl împuște, că nu știu ce, ce bâine Nu îl împușcăm, vine veterinarul și îngrijește calul. Dacă calul trebuie suspendat în niște hamuri și ca să nu stea deloc pe cele patru picioare. Și trebuie o îngrijire permanentă la cal. Și atunci ai să stai lângă Ion, îl chema pe grădarul acela, ce ai să stai în mut pe Ion, în gras și pe tine în camera lui Ion și ai să dormi și ai să stai lângă calul ăsta și să-l îngrijești, că ai fost de vină Că a devenit cu handicap. Chiar dacă îi se lega tendonul acela, nu mai era bun de nimic. Dar putea să meargă și să fie în viață. Și am stat o lună jumătate, am stat în grajd să îngrijesc de calul ăsta, pentru care m-a considerat și, într-adevăr, așa era, eram vinovată. admitea iertări care nu trebuiau să, să, să... Erai de vină, trebuia să îi spăsești pedeapsa, nu, nu se putea altfel. Para când eram în vacanță, m-a purtat în toate, am văzut toate mănăstirile din Moldova. Am fost la Mărășești, M-a dus la mare, am, am văzut toate culele din Oltenia, deci m-a plimbat în toate locurile istorice și importante din țară, la o vârstă destul de mică. Deci, și în timpul școlii, dar și înainte de școală. Cu clasa politică niciodată nu s-a împăcat. Asta a fost sigur. Și din cauza asta, cum să spun, contemporanii lui nu l-au prea, nu l-au prea tolerat. Era un om care îți spunea pe față imediat orice. Nu, nu te... Ocolea dacă era ceva ce nu-i convenea, imediat ce îngușă și căpușă ce exact această denumire se poate spune. V-am spus că s-a dus la schineta tocmai din cauza asta. Nu-i plăcea fastul, nu-i plăcea zorzoane, pompoane, nu suporta. De exemplu, uniforma asta a ca cavalerului Ordinului Mihai Viteazu, e foarte frumoasă, e pompoasă, așa, are o, o pelerină, are o pafta de aur aici, are o egretă în cap, arăta o Și l -am, eu l-am văzut o singură dată îmbrăcat în... Pentru că atunci trebuia să ducă la castelul Pele și era o adunare a cavalerilor Ornului Mihai Viteazul. Și eu când am văzut uniforma aia am zis, vai doamne, eu aș, aș și culca cu ea, zic, de ce nu borze? de ce nu... I a zis că nu un militar nu este un personaj de operetă. Deci era o uniformă militară totuși. N-a acceptat, nu nu suporta. Ce era armată, era armată și cu asta punct. Și dacă, cum v-am spus, dacă cumva era încolțit de zia de Răspundea foarte laconic și lapidar și devenea foarte ciufut. Nu-i plăcea nici să fie în, în centru atenției, să fie vedetă. Imediat depășea momentul și dispărea. Din cauza asta, cu politicienii, nu, nu i-a tolerat. N-a fost niciodată. El n-a ieșit din linia dreaptă a unui militar. Nu, nu l-au putut momi niciodată cu nicio funcție, cu, cu absolut nimic. Deși s-au oferit destul de multe posibilități de a, a să fie ministru, să fie în Consiliu Regal, nu le-a refuzat întotdeauna. Și v-am spus, schineta era punctul lui de retragere, unde n, 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 n avei cum să ajungi acolo, el scăpa de tot balamucul ăsta. Aici, în București, nu putea, pentru că era prea aproape. Dar acolo se retrăgea, nu mai putea să-i facă, să -i facă absolut nimeni nimic.